În acest video voi executa 50 de penaltiuri împotriva unui portar profesionist. Ianoș Brânză este portarul celor de la Politehnica Iași. Vom oferi această minge semnată de către el dacă sunteți abonați și lăsați un comentariu la acest video. Dacă vrei să-ți impresionezi prietenii cu cele mai tari și mai noi modele de echipamente pentru fotbal, vizitează airgoal.com. Ai cele mai bune prețuri și cea mai variată gamă de produse, iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere. Linkul este în descriere. N-am mai dat un penalt împotriva unui portar profesionist de foarte mult timp, așa că am ceva emoții. Prima de încălzire. Am vrut vincul perfect. Ah! Ah, noroc! Te tentează colțul ăla, văd că. Tot dai odată acolo. Încă n-am un penalti de care să fiu mulțumit. Oh, i-am aruncat ochii acolo și a sărit pe ea. Uai, de capul meu. Ah, am zis că îl păcălesc cu chestia asta. În acest bol am 10 tipuri de penaltiuri diferite, iar pe parcursul celor 50 de penaltiuri va trebui să extrag câte un bilețel și să execut respectivul penalti. Primul, nu o să-i spun lui Ianoș care e, că ar fi prea ușor poate. Spune un timing mai perfect decât ăsta. Am call out, adică va trebui să spun unde o dau. Mie să-mi spui sau? Da, să-ți spun ție unde dau. M-am gândit la asta seară, am visat momentul ăsta. Și am zis stânga jos sau dreapta sus. Una din astea dai, da? Da, una din astea, dar nu că-ți spun exact unde. Stai așa să văd ce simt acum. Stânga jos. Mamă! Primul penalti decent. Penalti mai bun ca asta rar vezi. Doar să fi dat în vinglu. Dacă le tot dau așa, e bine. Ai dat. Ce, nu interesam pentru video sau ce? Că a fost fix la fel. Da? Da, fă ceva mai interesant. Am ales încă un bilețel. Mai să știm cât am dat, 9, nu? Sau câte? Nici eu. Penalti cu piciorul stâng, aoleo. Asta era tare. Nu mă așteptam să dau gol, sincer. Sincer, credeam că dau mult în cartofi. Hei tu, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, aș aprecia enorm dacă ai putea să faci acest lucru, deoarece încerc să ajung până la finalul lunii la 45.000 de abonați. De data asta te-am păcălit. M-am uitat acolo, acolo am dat-o. Ce-am zis că intră? Ai! O nouă provocare. Avem nebunia asta. Ai! Am văzut un pic cum a plecat. Un nou bilețel. Penalti ameții, trebuie să mă învârt de 5 ori și apoi să șutez. Hai. 5. În sfârșit unul decent. Pe partea aia. Mi-a ghicit colțul. La bilețelul pe care scrie. Oh, bun. Oh. Eseba! Trebuia să fac Eseba, dar unii fac Eseba. C-am ratat. Ce-a fost asta? Ceva, a fost gol. Haide, mă. Noroc. Am vrut să dau tare pe mijloc, dar n-a fost să fie. Las la valiera, mă încurc ăsta. Telefonul ăsta era. Telefonul n-am făcut așa ceva. Da, cum să mai aud când spui că telefonul era problema. Fost clar unde o dau. Și eu mi-am dat seama că îți dai seama unde o dau. Am plasat-o bine. Da. Am baragol. Telefonul era problema. Am chestia asta și trebuie să spun evident. Tu alegi unde o dau. Eu? Vincul. Acolo parcă n-a mers în vincul. Știu eu de ce am ales. Nu știu ce să zic. Jumătate, dar am dat-o în partea asta. Bună. Sunt de la asistant de cameră. Să se pune la număr, nu? Nu! Hai, bine că nu l-am pus. Păi, dacă aș numeri poarta, aș fi pun. Oricine ar fi un dacă ar numeri poarta. Gol! Am vrut să trecrezi prin altul, dar să-l dau și bine. Chiar l-am dat mai bine după ce am scos telefonul. Ai ratat vreo una de atunci? Nu cred că am ratat chiar. Nici una. O ratez acum. Pentru că, pot să spun, voi da legal out. Hello Kitty. Sau înspre... Mai dau unul, că legal out. Nu mai dau legal out, că stric statistica. Asta a fost cel mai bun rana pentru un penalti pe care l-am văzut. O de tot pe mijloc.
Am glumit. Asta ca să vedeți că pot să bat și penalti urbine, dar na, e pentru video. La asta nu mai pot să spun. Scriția asta. Una asta. M-am uitat stânga, dreapta. E vremea pentru nou blețel. Putem să le lăsăm la urmă, Ianco? Da. Cu cât dau mai multe, cu atât pentru mine, sunt chestii foarte evidente pe care le fac. Îmi deschid foarte mult unghiu. Bravo, aproape. Pentru că după 5 ani de facultate nu știu să număr până la 50, am mai executat câteva penaltiuri. Important însă este faptul că din 50 de penaltiuri am marcat 37 de goluri, ceea ce înseamnă o rată de conversie de 74%. Gari! Ce vin pompieri? Dau șuturi prea faie. Oh, da, da, da. Am acolo. Dar trebuie să faci video interesant. Pare care o să fie ultimul. Încoratarea asta o să fie. Am dat mai bine decât dacă mă uitam la poartă. Nice. Dar, repet, dacă le-aș da pe toate acolo, n-ar fi la fel de interesant. Asta, e în sfârșit! Au fost în stilul lui Dini, dă-i cât de tare poți, nu contează unde se duce. Dini? Da. Ianuș, te rog să vii aici lângă mine, să spui și tu câteva păreri despre acest video și unde am fost previzibil. Ce să zic, nu ai fost previzibil, crede-mă. Chiar nu știam la ce să mă aștept. Doar din, cum se zice, penaltiul e o loterie. Mai avem noi secretele noastre portarii. Dar nu le spunem. Am înțeles. E o experiență din care învăț și vă aștept săptămâna viitoare cu un nou video. Nu uitați de codul MIDAS pe Ergol pentru 10% reducere și evident să vă abonați.